Pe plan local este vorba de către Barnabas Suci, porecnit de Iceman. Adversarul lui Barnabas este ungurul Gyula Mezleni. Despre acest meci ar trebui spus că niciun luptător din România nu a acceptat provocarea de a se lupta cu Barnabas. A trebuit adus un adversar din Ungaria pentru a-i face față Sădmăreanului în ring. Barnabas Suci este coorganizatorul acestei gale și nu numai, el este și omul care este președintele clubului sportiv Kyojin din Satul Mare, cel care a dat cei mai mulți luptători în această gală. Un luptător român care spunea că l-ar fi învins pe Barnabas Suci în sala de antrenament s-a răzgândit în ultima clipă și a refuzat oferta de a lupta cu acesta, așa că a fost adus pentru gala Full Fight numărul 16 de la Satul Mare, ungurul Gyula Mezleni. Cei doi luptă în main eventul acestei gale organizate de Pop Ferenc. Barnabas este în short alb, scrie Kyojin pe shortul său, ungurul Gyula Mezleni este în shortul negru. Schimbă lovituri de picioare cei doi, multe low kick-uri date de Barnabas, încasate de unguri pe piciorul stâng. Ajung în corzi cei doi. Ungurul se agită destul de mult, încearcă să lovească, încearcă să puncteze cât mai bine, însă Barnabas stă bine în gardă și ripostează rapid cu lovituri puternice. Și a folosit foarte mult piciorul, a văzut multe high kick-uri și low kick-uri trimise de Barnabas. Un meci frumos de Muay Thai până acum. Cei doi sunt la categoria 73 de kilograme. Lupta este programată pentru 3 runde a câte 3 minute. Sunt din nou despărțiți, erau într-un clinci. Stau amândoi la bătaie, nimeni nu face pasul în spate. Acum se aruncă din nou Barnabas peste adversar. The Iceman, cum este el poreclit. În continuare, românul este în centrul ringului și îl urmărește pe Mezleni peste tot. Un genunchi frumos din săritură. Se aude și gongul care pune capăt primei runde.